Poftiți, poftiți, poftiți! Tradiția oltenească, tradiția oltenească așa ne îndeamnă să primim, să primim invitații cu pâine și sare. Poftiți! Bine ați venit! Hai în abate, hai să-l iu! Cel mai mare eveniment, Florin Dobre lângă Daniel Ecovici. Stam, mă, totdeauna, tot pe live-uri, nu e... Așa, zi doar de imagine, așa. E dragoste, e vei. N-am apucat să strâng mâna, Florin, imediat o să ne prindem... Să ne bucurăm să vedem imaginea, stăm în cadru. Citește și dă-i mai departe. Încă o dată și mai ales să luați amândoi ca dovadă că sunteți prieteni. Da. Așa și până strângem mâna. Hai Florin, hai că la urmă ne apucăm după urmă. Hai mai zi. Seara se ridică, se duce altcineva, mă rog, o altă echipă, da. Sau aceeași echipă care a făcut, ridică roiul, se înșiră palețe, se așează roiul, se ridică efectiv corpul roiul de pe jos, se așează pe palețe, palețe se fundul din alea, poate patru sau... Fiecare. Fundul, paletul în sine este fundul stupului. Deci sunt patru stupi pe palet, și fundul stucului este paletul în sine. După ce se scutură, se mergem exact, era nema, cum nu ce marca sus. Am spus. I-a zis să explodă, nu de hanema. Da, exploder se urmează în programul de se începe la seara, ori aceeași tipă, o altă echipă, îi fixează, ca să zic așa se numește, acțiunea asta, nu au niște clipsuri paleții, niște clipsuri pe care se potrivesc lăzile, corpurile. Să stai fixe. Da. Te duci cu corpul, cu capace, că automat se capace pentru fiecare dată, fiecare unitate de lăzisonă făcută, se ridică roi și se duc pe altă locație. A doua zi se duce o echipă și dă moci. Treaba merge foarte repede. Singurul dezavantaj pe care eu l-am observat la metoda asta, se fac foarte repede roi, da?
nu stai să cauți matca. Vreo protecție la barcă? Se da pușcă. În pușcă, în doc, cu șerbet. Măcile viitoral vine sus, soare de regulă, vine pur și simplu câte 50-100 de măci față de, de ambalaj în care vin, vin cu albine sățitoare în ambalaj. Se dau măci, dezavantajul de asta vreau să văd ce am observat eu, este că atunci când și dai măci, eu o să observ că lui sunt inegali ca putere. Asta poate și pentru că nu sunt făcuți doar de a... nu sunt făcuți de o singură persoană. Sunt mai multe mâini, mai multe apicultori, mai multe... fiecare apicultor vede un pic. Și cât poet la vara a avut. Cum? Și cât poet la vara a avut. Da! Deci nu e o chestie... Poate să mâncați că vom sunt după drum, știi? Da. Poate mâncați și după aia, e de oprit că fii mare. Da, da, ne-a fost în martie, pe 28 martie, zăpada aia, minus 25 de grade. Atunci a canibalizat puietul, aia a dat în urmă cu 3 luni, după ce a dat multe. Deci la noi am mers așa, am înțeles că era pizza, nu am mers peste tot și s-a continuat. Și a trebuit să-i luat la urmă. Urmează surpriza. Natalia a pregătit o surpriză, vedem ce, ce iasă din treaba asta. Așa. Dragi prieteni! Ne bucurăm că am venit în Oltenia și nu se putea altfel decât să urmărim și un scurt program artistic pe echipa de Călușari, care a fost concurentă la România Talent, o echipă deosebită. Deci, vreau să-i vizionați. Ne-am întâlnit când am avut o întâlnire acolo legată de... am avut invitat pe Cristian Brătu. Și atunci ne-am cunoscut față în față. Păi ce să vorbim, domnule? Nu-i dea numai cameră. Nu, că îi registrez pe deși, noi nu... Așa. Ca să, să am amintire și cu ei. Cu lapte, că nu mă întrebai. Merge cu lapte. Cum ați luat-o? Da. Da.
Nu, că vorbește de jos. Cristi, hai să facem, o discuție comună, ca să aibă și un rol informativ pe întâlnire. Cu transferul de informație de la unul la altul. Florin, spune cum e apicultura românească, domnul Cristi propun să ne povestească cum recoltează polenul, domnul Ionel Nistor cu uleiurile esențiale, lați-o din capătul ăla. Ar fi mai bine, să dați către domnul Ionel acolo. Hai să facem, nu, să fie și cu rolul informativ. Dar nu i-ați dat play-ul? No, nu, ce e rolul de-a mai existat. Deci la pastoral. Pastoral, neglijez sau pastoral, cum a descoperit ea cât de importante sunt uleiurile esențiale la copii. Când întrebau educatoarele de ce ceilalți copii din grupe a ajuns să nu vină la școală și a ajuns că dacă atunci și nu te lege. În 2006 am văzut un film la Sârg, mi-a stârnit interesul, din 2008 am început să studiez. Și sincer a fost prin dozări și prin combinații, a fost situații când mi-am omorât regine sau chiar roi. Acum, și trebuie să înțelegem în cursul pe care îl vorbesc de cum se produc ele, catalogarea, de ce sunt extrase, procese tehnologice. Pe noi ne interesează să folosim uleiuri de uz intern și de firme care nu le extrag prin solvent sau prin excipiente care cum fi cu reziduri să fie denunătoare pentru albine. Există presare, metode de extracție prin presare, există metode de extracție prin dioxid de carbon și există prin distilare. Ce este important este de înțeles următorul lucru. Nu orice ulei, de exemplu uleiul de pin cu eucalipt și cu mentă se pot combina. Dacă vă veți uita pe producătorii corecți care spun că conține cutarele 4 substanțe, veți vedea că prin anumite combinații, 2 sau 3 substanțe se supradozează. Și automat, prin supradozarea respectivă, apare o stare nocivă pentru albine. Nu o să intru toată polologia cum le cheamă pe acele substanțe, că de multe ori cu greu le citesc de pe cuit sau de pe laptop. Mi se încălcește lipsul. Dar cert este că atunci când eu combin acele substanțe, am grijă ca să nu se repete, să nu apară supradozare. Apoi, al lucru pe care îl spuneam despre uleiurile esențiale, să ne înțelegem rolul. Atractant sau repelent. Da? Și pe noi ne interesează să fie un repelent pentru varroa. Ceea ce am găsit în studii sunt uleiuri esențiale care fac bine albinei și reușesc să facă rău varroa. Dar...